Socialdemocrații se regrupează înainte de Congresul din februarie. Greia e partidului exclus de Dragnea și Dăncilă, chemați înapoi în partid. Tudose Grindanu s-au negoiță printre cei cu care să fac negocieri pentru a reveni în Partidul Social Democrat. Nu este exclus ca aceștia să negocieze și funcții pentru a reveni în PSD. Larisa Bernaschi, colega mea, vine cu detalii despre situația din partid. Te ascultăm, Larisa. Bun găsit tuturor! După un val de demisii sau demiteri din Partidul Social Democrat, iată că acum când partidul este condus de Marcel Celacu, nu este exclus ca în perioada imediat următoare să vedem că revin lideri importanți ai partidului Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu, sunt doar câțiva din cei cu care discută Marcel Ciolacu. Știm foarte bine că au o relație personală foarte apropiată cei trei, motiv pentru care Mihai Tudose a și demisionat deja din Pro-România și există deja discuții discuții serioase ca acesta să revină în Partidul Social Democrat. Asemenea, discuții sunt și cu Sorin Grindeanu, fostul premier, cel, care acum conduce Ancom, însă, potrivit unor surse politice, există șanse mari ca Sorin Grindeanu să se reîntoarcă în Partidul Social Democrat. Și Marian Neacșu, fost secretar general al partidului, ar putea reveni în Partidul Social Democrat, iar Robert Negoiță, cel care a fost suspendat pe mandatul Vioricăi Dăncilă pentru șase luni, expiră această suspendare la începutul lunii ianuarie, însă luni va avea loc o ședință a Comitetului Executiv Național, unde se va discuta despre această suspendare și s-ar putea ca Robert Negoiță, primarul sectorului 3, să revină chiar mai repede în partid, adică chiar de săptămâna viitoare. Însă, potrivit unor surse politice, există deja negocieri intense pentru ca, spre exemplu, Mihai Tudose să revină în Comitetul Executiv Național, adică să preia șefia unei organizații. Sorin Grindeanu l-am putea vedea chiar la conducerea centrală a Partidului Social-Democrat. Toate aceste lucruri urmează să mai fie discutate în perioada imediat următoare, având în vedere că social-democrații au un congres la final lunii februarie, atunci când va fi aleasă o nouă conducere. Însă Vasile Dâncu sau Adrian Năstase s-ar putea regăsi pe lista social-democraților. Se cere ca cei doi să revină în partid sau dacă nu pot reveni în partid, cum este cazul lui Adrian Năstase, măcar să-i ajute momentele critique ale Partidului Social Democrat. Se pregătește și o schimbare radicală. Consiliul Național al Partidului Social Democrat va redeveni un for care va lua decizii în PSD.